Doamne Iisuse Hristoase, Fiule lui Dumnezeu, nu suntem vrednici de milele Tale, dar îndrăznim să Te rugăm să primești și puțina noastră rugăciune, precum ai primit Toare când cei doi bani ai bădugeni și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins. Doamne, biforul necazurilor se ridică asupra noastră și au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoști pricina răului care ne apasă, la Tine penii capetelor noastre sunt mărați. La Tine scăpăm și pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău și să ne ajut să biruim toate ispitele care ne învăluie. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi, ci ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Domnul nostru. Dumnezeu mântuirii mele, bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Tu ești întărirea, căparea și zbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă de mulțumire pentru toate Ți înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.